Lansare de carte dublate de o acțiune de caritate, astfel poate fi apreciat evenimentul găzduit de Centrul Academic Mihai Eminescu din Capitală. Acolo a fost lansat volumul România Necunoscută de renumita jurnalistă din România, Cristina Herea. Mijloacele adunate din vânzarea cărții vor merge către centrul maternal În brațele mamei de la misiunea socială Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. Debutul evenimentului au fost în spiritul sărbătorilor și al îndemnului de a fi mai buni. Suntem în preajma Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului. Atenția noastră este și pe înfrânare și pe rugăciune, dar și pe caritate, pe milostenie, fapte bune. Și prin acest eveniment de astăzi ne dorim să ajutăm persoanele care sunt mai puțin fericite decât noi. Avem eveniment cultural și de suflet împreună cu autoarea Cristina Herea. Sperăm să adunăm fonduri suficiente ca să putem avea alte mămici susținute în cadrul programului În brațele mamei. Un centru care a devenit acasă pentru aproape 200 de femei în cei 14 ani de la funcționare. Doar împreună, umăr la umăr, putem să le oferim acestor femei șansa la un viitor mai bun. Prin această carte, Cristina Herea și-a propus să facă mai cunoscută România, iar în acest scop a călătorit pe la biserici și mănăstiri, unele aproape uitate. A fost un pelerinaj al sufletului prin toate aceste lăcașuri de cult din țara românească. M-am închinat și am îngenunchiat la icoane aduse de aici, din Basarabia, în România. Donăm toți banii din vânzarea acestei cărți. Peste 10 mămici cu copii din medii defavorizate, cu probleme mari de sănătate, vor primi o mână de ajutor, pentru că nicăieri nu stă mai bine decât în brațele mamei. Volumul a fost apreciat de exegeți. Este o excursie prin spiritualitatea, pe la mănăstiri de 500 de ani vechime, pe la peșteri de 600, 800, 1200 de ani și la peștera Sfântului Andrei de 2000 de ani. A descris multe experiențe personale unde ne demonstrează ajutorul credinței. Scrie despre România profundă, un pelerinaj inițiatic prin locurile sacre, biserici, mănăstiri rupestre, locașe de cult cu anumită semnificație istorică și emoțională. Cei interesați de a face un bine au procurat cartea. Sprijinirea cuplurilor mamă-copil aflate în dificultate și mă bucur să întâlnesc viziunea unei mame, pentru că autoarea e și mamă, legată de locurile deosebite din România. Și iată o contribuție inedită pentru un proiect social de aici, din Chișinău. Pe cât de mult cunoaștem despre neam și țara noastră, oricum multe nu cunoaștem. Arde nerăbdare să-l răsfăiesc. Câteva cărți România Necunoscută din cele 60 de exemplare oferite de Cristina Herea mai pot fi găsite la sediul Misiunii Sociale Diaconia.